Salut, prieteni! Eu sunt Cătălin și astăzi am să vă vorbesc despre gușter. Considerată cea mai mare șopârlă din România, gușterul atinge lungimea de 40 de centimetri, uneori chiar mai mult. Poartă denumirea științifică Lacerta viridis și face parte din clasa Reptilia, ordinul Squamata. Lucertola, în limba italiană, înseamnă șopârlă, iar viridis, în latină, înseamnă verde. Așadar, prin traducere este considerată șopârla verde. Totuși, se mai întâlnesc exemplare tinere din această specie de culoare maronie. Se spune că în zona Dobrogei se întâlnesc cele mai mari exemplare de gușteri din țara noastră. Gușterul este răspândit în Europa, din Slovenia și estul Austriei, până pe coastele estice ale Mării Negre, Ucraina și Turcia. Este văzut de cele mai multe ori lenevind la soare sau pe stânci ori pietre sau adăpostindu-se în tufișuri. Nu doar că este cea mai mare șopârlă de la noi, dar este considerată și cea mai frumoasă. Probabil este una dintre cele mai frumoase vietăți care trăiesc la noi în țară. Mai este numită și șopârla de smarald, iar dacă ne uităm la imagini, ne dăm seama imediat și de ce. Aspectul său este inconfundabil datorită culorii predominant verzi a spatelui, combinată cu galbenul la fel de intens al burții. Există un oarecare dimorfism sexual accentuat, mai ales în perioada de înmulțire, când gușa masculului devine intens albastră, a femelei rămânând albă. Femela se mai distinge și prin două sau mai multe striații albe, longitudinale, pe spate. În principiu, deosebirile între sexe sunt mărimea și coloritul. Masculii sunt întotdeauna mai robuști și au capul mai mare. Cu cât masculul este mai mare și mai potent, cu atât culoarea albastră este mai intensă. Ambele sexe au numeroase punctulețe negre pe tot corpul. Coloritul ajută gușterul să se camufleze perfect uneori. Aceasta este o modalitate excelentă de a scăpa de prădători. Văzut de aproape, un gușter pare un adevărat războinic reptilian. În realitate, însă, nu este deloc așa. Fiind o șopârlă de talie mare, gușterul nu ezită să muște dacă este încolțit, fără a fi însă o mușcătură periculoasă, cel mult dureroasă dacă degetul este prea mic. Nu este o șopârlă veninoasă. De fapt, din cele 13 specii de șopârle întâlnite la noi în țară, niciuna nu este veninoasă. Pentru majoritatea oamenilor, conform expresiei populare a fi gușter, înseamnă a fi naiv. Nu același lucru îl putem spune despre animalul cu același nume. Gușterul este o șopârlă ageră, îndrăzneață, cu un acut simț al teritoriului și un vânător de insecte iscusit. Se hrănește cu insecte, gândaci, viespi, albine sau furnici și alte nevertebrate mici, dar consumă uneori și fructe, ouă de păsări, pui de păsări, șopârle mici și chiar șoareci. Ca orice reptilă, gușterul este un mare iubitor de soare, care îi asigură energia necesară. El devine extrem de rapid, mai ales după ce a stat la soare. Când corpul acestuia atinge temperatura optimă, reptila e capabilă de adevărate sprinturi. Are o coadă ce poate crește până ajunge să aibă de două ori lungimea corpului. Coada îndeplinește însă unul dintre cele mai importante roluri, având în vedere că ea este cea care îi oferă rapiditate în mișcarea acestui animal. Cu toate acestea însă, gușterul își leapă de uneori coada atunci când este prinsă de un prădător. Nu va fi afectat deloc de acest lucru, pentru că aceasta îi va crește din nou mai târziu. În felul acesta, gușterul surprinde și amăgește adversarul, câștigând timp pentru a scăpa cu viață. Prădătorii cei mai mari ai gușterului sunt șerpii și păsările răpitoare. Pe durata anotimpului rece, gușterul hibernează prin diverse scobituri, printre rădăcini și pe substânci. La încălzirea vremii, de obicei martie-aprilie, iese din ascunzători, gușterul fiind mare iubitor de căldură. A fost aclimatizat cu succes în statul Kansas din Statele Unite, dar s-au făcut diverse încercări de a-l climatiza și în Marea Britanie. Gușterul apare până la altitudini de maxim 2200 de metri deasupra nivelului mării, iar habitatul tipic este prezentat de vegetația stufoasă din păduri, garduri vii, marginile câmpurilor, diguri și zone pietruite. În partea de nord a arealului său poate fi întâlnit în tufișuri, în timp ce în partea de sud preferă zonele umede. Există o discuție în curs de desfășurare pentru a stabili dacă Lacerta viridis și Lacerta bilineata sunt specii separate. Datele genetice sprijină slab separarea lor în două specii, dar mai trebuiesc efectuate cercetări. Gușterul este un bun cățărător în copaci sau pe ziduri. Pe membrele din față și spate are câte 5 degete prevăzute cu ghiare puternice.
Prin mai-iunie are loc reproducerea, masculii luptându-se pentru dreptul la împerechere. Femela depune între 6 și 12 ouă, fie în pământ moale, fie în nisip, dacă îi permite zona și acest lucru, și îl poate repeta apoi după câteva săptămâni. Clocirea ouălor de gușter variază în funcție de umiditate, dar și de căldură, și poate dura de la 2 luni și jumătate până la 3 luni și jumătate. După eclozare, apar puii care au o culoare cenușie spre verzui pe partea dorsală sau chiar cafeniu mai închis cu diverse reflexe metalice. Maturitatea sexuală începe la vârsta de 2 ani. Părinții nu au grijă de cuib și nici de pui. Au o speranță de viață de aproximativ 10 ani. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să dați un like, share și subscribe. Eu sunt Cătălin și până data viitoare, numai bine!